Controlele inspectorilor brașoveni de la Protecția Consumatorului continuă la firma de transport persoane unde, cu câteva zile în urmă, s-au găsit nereguli grave. Un servis în care se reparau autobuze a fost închis, dar la un punct de lucru al firmei, situat în Moeciu, activitatea a continuat. Pentru patronul societății, câștigul financiar pare să fie mai important decât siguranța călătorilor, susține șeful Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorului din Brașov, Sorin Susan. Deci asta s-a schimbat. Asta a dat-o jos. Și ce s-a întâmplat? Să bloca? La Moieți e o coloană acolo, unde parchează autobuzele. S-au găsit acolo, așa spun inspectorii de la Protecția Consumatorilor, angajați care reparau sisteme de frânare. Nu, ale autobuzelor. Nu, era un șofer acolo, nu trebuie. Așa, dar nu, astăzi a fost, nu m-a anunțat. Nu v-a anunțat? Nu. Nu știu de ce. O să vă interesați sau? O să mă interesez, da, dar nu știu, parcă a fost zilele astea, dar nu astăzi. Dar mă interesez, ne auzim. Orice sistem de frânare care este modificat sau la care se intervine de persoane neautorizate și cu piese neavizate poate pune în pericol atât pasagerii din autobuz cât și ceilalți participanți la trafic. Nu ni s-au putut prezenta astăzi niciun fel de documente de funcționarea și de legalitatea funcționării acelui punct de lucru și tocmai din acest motiv întrebările mele rămân în continuare cum de ani de zile nicio altă autoritate nu a intrat în profunzimea problemelor. După ce administratorii firmei se vor prezenta la Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorului din Brașov cu documentele solicitate, se va decide dacă servisul de la Moeciu va fi sau nu închis.